Sute de sălăjeni au luat vineri cu asalt Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, care a organizat prima ediție a bursei lunare a locurilor de muncă. Au participat 31 de agenți economici care au pus la bătaie 117 locuri de muncă. Odată ajunși în fața angajatorilor, mulți dintre cei care sperau să se angajeze au plecat dezamăgiți de ofertă. Sute de sălăjeni au mers să vadă oferta angajatorilor la bursa locurilor de muncă din Zalău, însă mulți dintre ei au plecat dezamăgiți, neputând obține nici măcar promisiunea că vor fi angajați. Oamenii s-au înghesuit la intrare încă înainte de ora 9. Odată intrați în sală, mulți dintre ei s-au ales cu o mare dezamăgire. Cum să fie? Ați găsit ceva? Nu. Nu am găsit. Legături mecanic, nu este nimic. Mașini și utilaje, ceva mecanic și în rest necalificat. Oferte sunt suficiente, dar destul de slăbuțe pentru zona noastră. Eu, în principiu, nu mi-am găsit nimic. În ce domeniu ați căutat? Secretariat, gestiune, astea, responsabil management al calității, dar nu mi-am găsit încă nimic. Azi au participat 52 de firme, neașteptat de multe, multe locuri, locuri de muncă vacante în jur de 200, chiar peste 200 de locuri de muncă vacante. Predominant sunt cele cu studii medii, confecționeri, îmbrăcăminte, bucătari, ospătari, muncitori necalificați. Bursa s-a organizat azi, cum am mai spus, înainte se va face lunar, la a doua vineri din fiecare lună. Datorită bugetului limitat, subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea în muncă a persoanelor din categorii defavorizate prevăzute de lege se va face numai pentru locurile vacante, mediate în cadrul burselor de locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă disponibile au fost destinate persoanelor cu studii medii, cum ar fi în domeniul confecționării îmbrăcăminte, vânzători, ospătari, bucătari, conducători auto, secretară și muncitori necalificați, iar pentru persoanele cu studii superioare au fost oferite un post de revizor, contabil, director, secretar contabil. Următoarea bursă a locurilor de muncă va avea loc în luna iunie.